Salutare! Și bine ai venit sau revenit la târgul de bere de la Auchan. Din cele peste 300 de sortimente de bere, astăzi am ales să îți vorbesc despre 6 dintre ele, și anume, am ales din berile craft românești artizanale o bere de la 7 Coline, Hazard, bere de la Zăganu și bere de la fabrica de bere Grivița. Iar din zona de import am ales din Belgia o bere Chimay, din Austria Oettinger. Se știe că Belgia și Austria sunt țări cu tradiție recunoscută în ceea ce înseamnă producția berii și, ca surpriză, am adus o bere din Spania și anume Dem Daura, care este o bere gluten-free. Asta presupune că nu are deloc gluten. În concluzie, dacă doriți să vă bucurați de o bere, dar totodată să vă protejați organismul, aveți posibilitatea să faceți acest lucru găsind această bere la târgul de bere de la Auchan. Câteva mențiuni despre berile românești din categoria craft, și anume, berea Hazard. O să vedeți că este puțin mai amăruie din punct de vedere gustativ, lucru care este și menționat pe etichetă sub mențiunea dry hopping. Cât privește Zăganu, este o bere nefiltrată, iar pentru berea de la Grivița vorbim despre o bere nepasteurizată. Dar ca idee, toate berile prezente aici pe masă pot fi degustate foarte bine răcite și asociate gastronomic cu diferite preparate culinare pe bază de pește, pui, fructe de mare, cu sosal sau la grătar. În cazul în care alegeți un preparat pe bază de carne roșie, porc sau vită, puteți asocia culinar o bere brună sau o bere neagră, iar dacă alegeți să vă bucurați de un desert, eu știu, pe ceva pe bază de vanilie cu fructe de sezon, puteți alege să consumați o bere de tip cric, o bere care conține în procesul de macerație cireșe. Și nu uita, te așteptăm la târgul de bere de la Auchan până pe 19 iulie. Toate cele bune!